Bună ziua încă o dată, bine ați venit, bine ați revenit unii. Vă mulțumim pentru că ați dat curs invitației noastre și solicitării de a fi împreună în acest moment al acestei zile de toamnă, așa cum este ea. Ținem să salutăm în mod special prezența excelenței sale, domnul ambasador al Uniunii Europene Republica Moldova, Peter Mihalco. Bună ziua, bine ați venit. Și doamna Dima Khatib, excelența sa, reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova. Vă mulțumim că v-ați făcut timp să reușim într-un final să putem comunica. Ne-ar fi plăcut, evident, ca acest eveniment să se întâmple într-un format obișnuit, în perioade obișnuite. Adevărul e că el se întâmplă într-un format care a devenit normal în anul 2020. Totuși, pentru siguranța tuturor, am decis de comun acord că acest eveniment se întâmplă astăzi în format online pentru, repet, pentru siguranța tuturor, indiferent de locația pe care o aveți în acest moment. Pentru că vom comunica în format online și pentru că vom face uz de opțiunile unei platforme online, țin să vă comunic câteva aspecte tehnice. Primul, cel pe care îl ce respectați din câte îmi dau seama, este să aveți microfonul deconectat permanent, cu excepția cazului în care interveniți în discuție, aveți ocazia unui mesaj sau sunteți parte vizată direct a unei întrebări. Altfel, pe imaginea video vă rugăm să o păstrați, să ne vedem măcar pe distanță, așa încât să putem să ne citim din priviri. Altfel, suntem și pentru cei care s-au conectat deja și pentru cei care se vor conecta din mers, suntem live pe prevez.eu, suntem live pe pagina de Facebook UNDP Moldova și pe EU for Moldova, regiuni cheie. Și pentru partea de comunicare, suntem live aici pe Zoom. Pentru eventualele întrebări pe care le-ați putea avea sau pentru intențiile de a vă implica într-un anumit subiect sau un anumit detaliu a unui subiect abordat, avem opțiunea de chat disponibilă și practic activă din clipa asta. Dacă simțiți nevoia să interveniți, să notați ceva anume, să punctați o întrebare la care vă putem oferi și un răspuns mai târziu, o să vă rugăm să faceți același lucru. Salutăm de asemenea reprezentanții delegației Uniunii Europene, Republica Moldova, ai Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și, în ultimul rând, reprezentanții grupurilor de acțiune locală din țară și, în mod special, cei din cele două regiuni cheie, Cahul și Ungheni, pentru că acest eveniment este, de fapt, deznodământul programului lansat de Uniunea Europeană și care oferă asistență financiară pentru dezvoltarea comunităților rurale în cele două regiuni cheie, un program care i-a provocat practic în obținerea granturilor pe grupurile de acțiune locală din cele două regiuni cheie și e un program care se întâmplă în cadrul programului EU for Moldova Regiuni Cheie, finanțat și ghidat strategic de Uniunea Europeană și implementat de PNUD și UNICEF. Programul a fost lansat în vara acestui an, în 17 iunie, atunci când au fost enunțate și regulile de realizare a acestui program și regulile de înscriere, moment în care cei care ați reușit și ați și completat setul de acte ca să fiți parte a acestui program, și asta este partea frumoasă, toate cele 7 grupuri de acțiune locală din cele două regiuni cheie, Ungheni și Cahul, s-au înscris în acest program. O, regulamentul rămâne cel care a fost enunțat la început. 4 din cele 7 grupuri de acțiune locală au fost declarate câștigătoare. Ori astăzi, ce și vom face? Vom afla numele celor 4 câștigători ai certificatelor de grant, grupurile locale de acțiune locală din regiunile cheie, Cahul și Ungheni. Pentru început, așa cum mi se pare feresc, de altfel, dați-mi voie să ofer cuvântul excelenței sale, domnul ambasador al Uniunii Europene, Republica Moldova, domnul Peter Mihalco, în calitate de reprezentant direct al celor de-au gândit și oferit acest program pentru cele două regiuni cheie, Cahul și Ungheni. Excelența voastră, vă rog. Bună dimineața încă o dată tuturor. Mă bucur extraordinar că putem să ne vedem, cel puțin în acest mod digital. Situația este care este, din păcate, cu pandemie, dar trebuie să trecem prin asta și să nu fim blocați în activitățile noastre. Trebuie să totdeauna să găsim modul în care putem să mergem mai înainte, împreună, și asta facem și acum. De aia sunt foarte recunoscător colegilor noștri, doamnei Dima Khatib,
reprezentante rezidente Programului Național Unite pentru Dezvoltare și echipei ei, care sunt partenerii noștri în implementarea acestui proiect. Și în același mod și colegilor mei din Delegația Uniunii Europene. Dar în primul rând vreau să mulțumesc tuturor membrilor grupurilor de acțiune locală pentru toată muncă și activitățile care ei fac pentru a ajuta progresului și dezvoltării acolo unde trăiesc, să-și schimbă realitatea și standardele vieții pentru ei, pentru concetățeni săi, pentru localitățile acolo unde trăiți. Și eu totdeauna când am această posibilitate, mă bucur când putem să ne vedem, când pot să vă vizitez și să vorbim despre ce mai trebuie, ce mai ar fi bine să facem și cum noi am putea să susținem pe tot ce faceți voi în cadrul activităților acestor grupuri. Pentru asta și programul regiunilor cheie este aici pentru a dezvolta și regiunile și centrele de regiuni, precum este Cahul sau Unghe, dar și zonele rurale, pentru că nu vrem să uităm niciun persoană, niciun om care trăiește în întreaga țară și chiar vrem să ajutăm că statele în Republica Moldova să fie puncte de viață foarte plăcută, care vor avea infrastructura, care vor oferi locuri de muncă, care vor avea economie locală și unde oameni vor fi fericiți și vor vedea viitorul lor și familiilor lor acolo unde trăiesc. Pentru asta avem și această parte programului nostru pentru susținerea zonelor rurale și mă bucur că văd și partenerii din rețeaua LIDER, pentru că ei sunt pentru noi important partener în implementarea acestei asistențe. Dar încă o dată vreau să vă mulțumesc și să exprim respectul din partea mea pentru tot ce faceți și să vă asigur că noi vom rămâne alături de dumneavoastră în ceea ce faceți și totdeauna vom fi bucuroși să auzim, să vedem și să vorbim despre ce mai poate să fie făcut. Mă bucur că vă văd, vreau să doresc tuturor multă sănătate și multă putere în eforturile în tot ce faceți. Și cu siguranță vom vorbi și despre aceste proiecte, aceste idei care veți prezenta și în cadrul acestei întâlniri și discuții. Mulțumesc! Excelența voastră, mulțumim și noi! În același context, în același curs firesc al entităților care au ghidat și care au supravegheat strategic acest program, dați-mi voie să-i ofer cuvântul doamnei Dima Al-Khatib, reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova. Ședința voastră, vă rog. Thank you so much and good morning everyone. Ambassador Mihalko, colleagues, distinguished representatives. Bună dimineața tuturor, domnule ambasador. And this event today, Mihalko, a very important colegi, one. Distinși reprezentanți ai grupurilor de acțiune locale. Sunt încântată să fiu alături astăzi
de voi, la acest moment important, acordarea acestui cartor de grant pentru grupul de acțiune locale de regiunile Cahul și Ungheni din cadrul programului UFMA Regiuni Cheie, un program de pionierat finanțat în parteneriat cu UE și implementat de PNUD și UNICEF. Nu suntem online, așa cum domnul Mihalco a spus, COVID-ul nu ne oprește pe noi să ne implicăm activ și să facem parte în acest eveniment foarte important și în special program care deja arată niște rezultate foarte palpabile pentru cetățenii din ambele regiuni, Cahul și Ungheni. Dezvoltarea rurală este foarte importantă, este fundamentală pentru orașul economic, social și de mediu al fiecarei țări. Este și mai important acum, dat fiindcă toți începem să vrem să ieșim din această pandemie și să ne dezvoltăm mai departe, mai buni, mai verzi și mai inteligenți. Și PNUD împreună cu partenerii susțin aceste inițiative pentru a promova creșterea inclusivă și dezvoltarea umană durabilă în Moldova în ultimii 25 de ani și mai mult. În conformitate cu obiectivele principale ale programului UFO Moldova, regiuni cheie, Cahul și Ungheni, se devină centre de creștere, pot de creștere prin stimularea dezvoltării socioeconomice și dezvoltarea rurală și conexiunea dintre rural și urban este o parte indispensabilă a agendei de creștere și a eforturilor programului de a atinge obiectivele stabilite. De asemenea, vreau să subliniez, și a spus domnul profesor Mihalco, ce e vorba despre abordare lider. Aceasta este o abordare implementată anterior cu succes în alte programe de parteneriat. Aceasta este o abordare care are o istorie de 30 de ani în Uniunea Europeană și a oferit răspunsuri practice pentru problemele de dezvoltare rurală din timpul nostru. Noi, evident că am văzut cum funcționează această abordare lider și care deblochează potențialul factorului de schimbare locale și generează proiecte inovatoare. Sunt încrezătoare că lucrând împreună cu partenerii locali din grupurile de acțiune locale din Cahul și Ungheni, vom depăși impactul pandemiei COVID-19 și ne vom mișca înainte, ajutând comunitățile să revigoreze valorile locale și abordările tradiționale cu noile tehnologii și cunoștințe. Acest lucru, evident că va susține, desigur, dezvoltarea economică și crearea locurilor de muncă la nivel local în zonele rurale. De asemenea, este o oportunitate să mulțumesc sincer Delegația Uniunii Europene pentru partenerul strategic de lungă durată, care face posibil implementarea unor asemenea programe importante și să stabilim și să dăm un exemplu în ce privește îmbunătățirea vieții la sat. De asemenea, vreau să mulțumesc tuturor și colegilor și partenerilor din ambele regiuni, primare, societatea civilă, mediul de afaceri pentru eforturile și angajamentul de a lucra împreună și pentru transformare. Și PNUD mereu va rămâne angajat să dezvolte în continuare comunitățile locale, să construiască economiile locale, să creeze oportunități generatoare de venituri și să îmbunătățească condițiile de viață în Moldova. Mulțumesc frumos tuturor și aștept să văd, să aud... Elementul de mânare a certificatelor de grant pentru grupurile de acțiune locală din cele două regiuni, cheie Ungheni și Cahul. Mie îmi vine cumva această onorantă misiune, nu neapărat că ar fi o noutate, ci prin faptul că considerăm acest moment cel oficial în care anunțăm cele patru grupuri de acțiune locală, din cele șapte câte s-au înscris, spuneam și la început, toate cele șapte grupuri de acțiune locală care există până la această oră în regiunea, în cele două regiuni cheie, Cahul și Ungheni, s-au înscris. Ori, regulamentul spunea clar, patru grupuri de acțiune locală vor beneficia de această asistență financiară oferită de Uniunea Europeană și ar veni după cum urmează. Primul grup de acțiune locală care e declarat câștigător în acest context este Lunca Prutului de Jos. Înainte să oferim ocazia împărtășirii și emoțiilor pe care le trăiește reprezentantul, managerul grupului de acțiune locală Lunca Prutului de Jos, vreau să fiți atenți la următorul filmuleț, la următoarea secvență video care spune mult mai multe despre ce înseamnă și ce își propune grupul de acțiune locală Lunca Prutului de Jos.
Datorită finanțărilor din partea Uniunii Europene, am reușit să finanțăm 21 de proiecte, dintre care 8 proiecte au fost orientate către reprezentanții sectorului privat. Proiectul pilon de promovare a ornamentelor tradiționale, scena de vară din localitatea Slobozia Mare, care a devenit o carte de vizită nu doar a localității Slobozia Mare, dar și a întregului GAL, proiectul lui Dumitru Zaporojan, meșter popular, a reușit să-și procure un laser care îl ajută ulterior să aibă un produs finit cât mai calitativ și mai frumos. Un alt antreprenor susținut financiar de către galul nostru este Nicolae Miciună, care a reușit să-și construiască o mini-cramă de producere a vinurilor organice și de calitate și de asemenea să-și achiziționeze echipamentul necesar pentru depozitarea vinului. În cadrul acestui proiect ne propunem să finanțăm minim 10 proiecte, dintre care minim 5 să fie orientate către sectorul privat. De asemenea, ne propunem crearea a minim 5 locuri de muncă, înregistrarea unui brand local și certificarea produselor ISO. Mă uităm la scena de vară și mă gândeam cât de inspirați ați fost în condițiile în care în acest an scenele de vară au devenit cele mai căutate platforme de afirmație și nu doar artistică. E cu noi în acest moment și asta ne bucură doamna Silvia Șterbeț, președinta grupului de acțiune locală Lunca Prutului de Jos și primara satului Vălen din Cahul. Bună ziua, doamna primar! Bună ziua! Bună ziua! Mă bucur enorm să fiu astăzi aici alături de dumneavoastră, de ceilalți colegi. Și suntem foarte onorați și încântați că suntem parte a acestui program frumos Uniunea Europeană pentru Cahul. În același timp suntem foarte responsabili ca să implementăm foarte bine proiectul și țin să mulțumesc mult domnului ambasador Peter Mihalco, Uniunii Europene, că mereu este alături de noi, că ne va ajuta să implementăm acele proiecte frumoase pe care le avem în minte, în inimile noastre, pentru a transforma Lunca Prutului de Jos într-un paradis pentru vizitatorii noștri. Deoarece o prioritate a dezvoltării grupului de acțiune locală a nostru, prima prioritate este dezvoltarea turismului în Lunca Prutului, având aceste obiective naturale pe care ni le-a dat Dumnezeu, ne-a binecuvântat cu această așezare, cu rezervația Prutul de Jos, cu valul lui Traian, cu aflorimentul de la Văleni și având patrimoniu cultural spiritual deosebit în Lunca Prutului de Jos, acele valori moștenite de la bunii noștri străbuni și păstrate la noi cu sfințenie, și având oamenii cu inima deschisă, oameni muncitori, harnici în Lunca Prutului și cu susținerea Uniunii Europene, vom transforma Lunca Prutului de Jos într-un paradis al turismului. Și vom face în așa fel ca spiritul locului nostru, spiritul prutenilor să fie așa, ca orice casă să fie deschisă pentru oaspeți. Mulțumim Uniunii Europene pentru susținere și suntem responsabili că vom valorifica acești bani așa cum trebuie. Vom deschide locuri de muncă, vom deschide afaceri, vom face viața oamenilor noștri mai frumoasă aici în Lunca Prutului de Jos. Vă mulțumim. Având dumneavoastră și un mandat public pentru localitatea respectivă, îmi dau seama că a vă implica și nou într-o asemenea tip de acțiune cu grupul de acțiune locală, ar însemna că aveți o echipă care e gata să vă susțină și care știe să facă asta. Sigur. Suntem o echipă unită, suntem o echipă care știm ce vrem. Iată, avem pe lângă, deci în fruntea, nu pe lângă, în fruntea grupului nostru de acțiune locală, managerile grupului nostru, doamna Eugenia, doamna Mariana, avem alături colegii primari de Lunca Prutului, care își doresc din toată inima să dezvolte localitățile, comunitățile, să facă multe lucruri frumoase pentru oamenii săi. GAL ne ajută în privința aceasta. Avem agenții economici, mulți în Lunca Prutului și vor fi mai mulți, care, oameni care au ales să-și ducă viața aici, la baștina lor,
și care știu ce vor de la viață, știu ce vor să facă, doar că susținuți de noi, susținuți de Uniunea Europeană, susținuți de ceilalți parteneri de dezvoltare, sper să reușim acest lucru. Și desigur avem sectorul civic alături de noi, avem organizațiile non-guvernamentale din regiune care sunt implicate în tot ceea ce fac, își doresc să schimbe lucrurile spre bine. Deci avem echipă, o echipă bună, o echipă eficientă cu care vom demara și vom derula și vom implementa multe proiecte frumoase în munca tuturor de jos. Mulțumim. Excelența voastră, domnule ambasador, am avut impresia că v-ați dorit să vă implicați la un moment dat. Chiar o să vă rog, nu mi-e nici foarte ușor să urmăresc toate cele X ecrane mici aici. În momentul în care vreți să interveniți în discuție, măsura în care se poate, ca la școală aproape, și la școală se face online, să vă implicați. Da, vă rog, domnul ambasador. Eu vreau să felicit pe Luca Prutului de jos, pentru că mi-aduc aminte foarte bine că cu câteva săptămâni în urmă am avut posibilitate de a ne întâlnim și am fost foarte impresionat de activitatea membrilor dumneavoastră și vreau să vă urez multă putere în tot ce faceți și am vrut să arăt acest certificat care eu am cu mine, care am semnat împreună cu colega mea, doamna Alcatip, și care vom aduce la dumneavoastră ca confirmarea acestui succes. Și vreau să spun că împreună cu cei care câștigă astăzi, noi vom lucrează mai mult și cu toți și toți vor cu siguranță va avea posibilitate să aibă acces la susținerea din partea noastră. Mulțumesc! Vă mulțumim mult, domnul ambasador. Vă promitem că nu vă vom dezamăgi. Proiectele bune vor continua în lunga Prutului de jos și vă mulțumim pentru susținere. Și vă așteptăm cu drag. Mulțumim. Doamna primar, a mai rămas partea practică. Să implementați exact ceea ce ați ofertat teoretic și sunt convins că asta se va întâmpla. Asta se citește în ochii dumneavoastră și pasiunea pe care o aveți pentru această activitate și aceste activități care sunt aferente grupului de acțiune locală. Mulțumim și mult succes! Reluăm itinerarul câștigătorilor, certificatelor de grant al grupului de acțiune locală în regiunile cheie Cahul și Ungheni, cu al doilea grup de acțiune locală, Movila Măgura. Itinerarul este acela și înainte să aflăm și părerea exact de la sursă, vă invit să fiți atenți la următoarea secvență video care îi vizează direct. În anul 2020, Galma Vila Măgura a depus 3 cereri de propuneri de proiecte, la care toate 3 au fost acceptate. Suntem în faza de implementare a primului apel de proiect. Sunt finanțate 12 proiecte locale în domeniul economic, asociativ și a instituțiilor publice. Al doilea apel de proiect, suntem la etapa de evaluare formală. În toamnă târzie vom anunța al treilea apel de proiect. Toate aceste apeluri de proiecte sunt finanțate pe banii Uniunii Europene. În cadrul acestui proiect ne-am propus următoarele priorități: dotarea business-ului mic și mijlociu, condiții de agrement și securitate pentru locuitori, vizitatori, turiști și sporirea responsabilității comunității. Ne dorim să creăm 7 locuri de muncă, să susținem 7 întreprinderi în dezvoltarea lor, să creăm minim 3 locuri atractive pentru turiști în zona noastră și să sporim capacitățile membrilor GAL-ului în scrierea și implementarea proiectelor. Suntem recunoscători pentru faptul că avem posibilitatea să dezvoltăm zona Movila Măgura, agenții economici, meșterii populari, populația din zona Movilei Măgura și rezultatele frumoase pot fi obținute pentru că împreună suntem mai puternici.
Da, mulțumim. Salutăm prezența cu noi pe acest format și în acest format online. Președintei grupului de acțiune locală Mobila Măgura, doamna Maria Galici. Bună ziua! O să vă rog doar să vă asigurați că aveți microfonul conectat. Am impresia că... Sper că doar eu nu am sunet. Nu, vă rog să... Nu avem nimeni, nu? Doamna Lilia Golovatic să vorbească, doamna manager din GAL Mobila Măgura. Doamna Galiț, iertați-ne, din păcate nu vă și auzim, doar vă vedem. Nu știu unde e problema tehnică, dacă este o problemă tehnică. Dacă poate interveni cineva până încercăm să remediem această problemă sau poate încercați dumneavoastră dacă vă poate ajuta cineva acolo. Ne pare rău, dar din păcate nu vă auzim deocamdată, doar vă vedem. Cu toată plăcerea și cu toată admirația. Poate reușiți în următoarele clipe să revizuiți conexiunea dacă este cazul sau o setare elementară pe platformă sau pe calculator. Doamna Golovatic, eventual, vreți să ne ajutați și chiar vă rog să faceți asta. Sunt Lilia Golovatic, managerul GAL Mobila Măgura. Ne bucurăm foarte mult că GAL-ul nostru a primit finanțare pentru a implementa proiectul și mulțumim prin acest intermediu Uniunii Europene pentru faptul că ne susține și datorită acestui proiect vom putea să facem regiunea noastră mai atractivă, mai dezvoltată, mai plăcută tuturor cetățenilor și locuitorilor regiunii. Vă mulțumim frumos! Mulțumim și noi! Doamna Galici, nu știu dacă ați reușit. Da, din păcate n-ați reușit. Totuși, o să rog, domnul ambasador, excelența voastră, dacă aveți certificatul la îndemână, păstrăm formatul și cu, exact, cu ilustrarea lui, pentru că el a fost ținta și intenția celor 7 grupuri care s-au înscris, celor 4 care se declară norocoase câștigătoare. Doamna Galiț, repet, intenția și invitația noastră de a vă implica rămâne valabilă. Dacă simțiți că este cazul, dacă e momentul să resetați conexiunea și dacă asta cumva ar influența și sperăm să se întâmple o ameliorare a situației, ne-ar plăcea. Suntem aici dacă la un moment dat conexiunea e funcțională, vă rog să interveniți în orice moment ca să putem afla direct și părerea dumneavoastră. Altfel, încercăm să continuăm înșiruind câștigătorii certificatelor de grant al grupurilor de acțiune locală din cele două regiuni cheie, Cahul și Ungheni. Și următorul grup de acțiune locală este Cișmeaua Sudului. Cișmeaua Sudului, care are ocazia să ne înșire un pic parte din programul pe care și l-a asumat, pe care l-a implementat în scurtul filmuleț care vine imediat și la care vă rog să fiți atenți. За последние два года МИГом Чишмяо-Судову было внедрено 24 микропроекта. Это поддержка молодежи, молодежной организации, для которой было приобретено оборудование для мобильной дискотеки и кинотеатра под открытым небом. Зона отдыха на берегу озера Кагул в селе Этулия. Это оборудование для производства сливочного масла на предприятии, которое уже производит сыр. Поддержка предпринимателя, который начал производить лего-кирпичи и тротуарную плитку. И это оснащение филиала детско-юношеской спортивной школы тренажерами и спортивным оборудованием. Мы выбрали три приоритета для финансирования. Первый приоритет – это поддержка микро- и малых предприятий в агропродовольственном секторе. Второе – это создание условий для развития туризма в сельской местности. И третий приоритет – это создание и улучшение социальной инфраструктуры и услуг. Мы планируем поддержать около 6 предпринимателей, которые создадут минимум 4 рабочих места, из которых мы предполагаем, что 2 будет новых созданных предприятия, а 4 получат поддержку на свое развитие или расширение.
Также мы планируем, что 5 проектов будут поддержаны какие-то публичные учреждения. Все эти проекты удалось реализовать благодаря финансовой поддержке Европейского Союза, за что им выражаем огромную благодарность. Работая вместе, мы развиваемся. Эмприуно сунтем май путернич. Да. Este cu noi în acest moment chiar președinta grupului de acțiune locală Cismeaua Sudului, doamna Tatiana Nenova. Doamna Tatiana, vă rog frumos să ne împărtășiți și direct live impresiile și a ceea ce am văzut, inclusiv și a faptului că sunteți unul dintre câștigătorii grantului și grupului de acțiune locală din regiunea Cahul-Ungheni. В первую очередь хочется поблагодарить организаторов за возможность участвовать на сегодняшней конференции. А также хочется поблагодарить господина посла, Европейский Союз, за оказанную поддержку. Хочется надеяться, что эта практика будет продолжаться, давая возможность нашим делам развиваться, нашим людям не уезжать никуда и воплощать свои идеи в проектах. Чтобы у людей появилась вера в завтрашний день. Большое вам спасибо. Наш ник самый маленький был до сих пор. В него входили только 3 дела. Сейчас, в недавнего времени, мы потеряли этот статус. К нам присоединились еще кагузские села. То есть нас стало больше, нас стало 9 сел. И надеемся, что все они будут такими же активными, как Кишмяо-Судулу и был до сих пор, и что люди тоже вовлекутся в этот процесс, будут стать боевцами, будут выигрывать, будут развивать свои села. Спасибо всем большое! Mulțumim! Toate aprecierile sunt și de partea noastră, toate impresiile pe care putem să le avem vis-a-vis de această realitate și aceste lucruri pe care le faceți. Certificatul este la domnul ambasador, sigur, cu următoarea ocazie. Da, mulțumim pentru receptivitate excelentă voastră. Я тоже хочу поздравить, я знаю тоже вот МИГ Чишмяо Судулу, я же недавно вас тоже встречал. Я знаю, что из может самого маленького МИГа вы становитесь очень быстро, очень большим, потому что присоединяются очень быстро новые села, так что поздравляю и желаю очень много сил тоже в дальнейшей работе. Спасибо большое. Mulțumim și noi. Și ultimul grup de acțiune locală care e declarat câștigător în cadrul acestui eveniment de decernare a certificatelor de grant din cele 2 regiuni cheie, parte a acestui program susținut financiar și asistat financiar de Uniunea Europeană, este Valea Halmagei. Tot din sud, tot la sud, acolo suntem, acolo rămânem, acolo vor ajunge și turiștii care încă n-au ajuns sau vor reveni cei care au fost cel puțin odată. Și respectând traseul, vă invit și acum să urmăriți următoarea secvență video, următorul filmuleț care reprezintă cel mai bine pe cei care sunt și rămân a fi grupul de acțiune locală Valea Halmagei. Prima rundă de proiecte a fost realizată în 2019. Am avut 2 proiecte în business, 2 persoane care se ocupă cu albinăritul, cu Prisaca. Un proiect foarte reușit la larga nouă, Mihai Curjos a realizat un proiect, o moștenire de-a bunelului în albinărit. Și Victor Gudumac la Baurcii Moldoveni. Alt proiect a fost realizat în Zârnești de către administrația publică locală, extinderea iluminatului din sat. Proiect a fost realizat de gimnaziu Grădiniță Chircani, a amenajat un teren de joacă pentru copii. În 2020 am obținut o altă finanțare. 6 au fost selectate, pe plan erau 3 la business, dar au obținut 4 și unul public și unul civic.
Grantul obținut va fi valorificat în toate localitățile din GAL. Am propus 3 priorități. Una este dezvoltarea capacității antreprenoriale, a doua este crearea și îmbunătățirea infrastructurii publice și a treia este în domeniul turismului. Vor fi în jur la 10 locuri de muncă create. Împreună suntem mai puternici, deoarece noi dispunem de oameni dornici de a face lucruri frumoase. Foarte important, oameni dornici să facă lucruri frumoase. Ori această susținere vine exact în completarea faptului că aceste grupuri de acțiune locală au idei, le-au implementat și mai au idei și le vor mai implementa. În calitate de președinte al grupului de acțiune locală Valea Halmagei, Elena Inache este cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Salut prezența tuturor la acest frumos eveniment. Indiferent de faptul că este pandemie, noi reușim să lucrăm, să fim alături. Și vreau să aduc și eu astăzi un sincer mulțumesc Uniunii Europene pentru oportunitatea creată pentru galurile din Republica Moldova, și anume din Ungheni și Cahul. Mulțumim că sunteți alături de noi. Galurile, inclusiv galul Valea Halmagei, rămâne a fi la datorie. Și să creăm în continuare condiții de trai mai bune pentru locuitorii satelor noastre, să susținem inițiativele cetățenilor care au rămas aici în țară și nu vor să plece, să susținem afacerile locale. Și acest proiect Europa pentru Moldova este cea mai frumoasă oportunitate. Rămânem la datorie și în continuare să creăm standarde de viață modernă pentru cetățeni și, nu în ultimul rând, să valorificăm potențialul pe care îl avem în teritoriul GAL Valea Halmagei. Vă mulțumim! Ați spus un lucru care, după mine, mi se pare esențial. Rămâneți la datorie. Cât de important este să aducem o plus valoare acolo unde suntem, acolo unde putem ajunge. Cât de important este să simțim că este chiar o datorie nescrisă, poate, este datoria noastră morală, pentru că suntem aici, pentru că ce e aici al nostru și pentru că dacă nu vom conștientiza acest simț al datoriei, ușor, subtil, că nu vine vorba de o lege acasă neapărat, asta vă ghidează, asta simțim noi și asta e de bine și sperăm să reușiți. Să reușiți și ce v-ați propus și ce încă nu v-ați propus și urmează să vă propuneți. Mulțumim mult! Mult succes! Excelența voastră, mai avem un certificat? Este! Minunat! Aproape îmi făceam griji dacă l-aveți sau nu la îndemână. Cu siguranță am luat toate cu mine, deci fiecare pentru 50.000 de euro, deci 1.000.000 de lei, fiecare 4 milioane astăzi. Dar, cum am spus, continuăm. Susținerea noastră pentru toți, pentru toate galurile și totdeauna ne vom bucura când putem să fim împreună, să vorbim despre ce mai trebuie făcut, ce mai ar fi bine de făcut și cum noi putem să susținem, să fim util și să fim împreună mai puternici, cum s-a spus. Mulțumim! Din cum arată realitatea de până aici în spațiul nostru, până la această oră am avea înregistrate 32 de grupuri de acțiune locale. Acum, sigur că ești un mentor în acest sens, e un susținător, un promotor al acestor galuri care știe să le fie alături și de ce nu să-i și stimuleze. Și e vorba de rețeaua națională lider din Republica Moldova, care din aprilie 2019 a devenit membru Asociației Europene pentru Dezvoltare Rurală Lider. Pe această linie și cu acest prilej îi ofer cuvântul doamnei directoare executivă a rețelei naționale lider, doamna Ana Cerneva. Bună ziua, doamna Cerneva! Bună ziua, stimați colegi! Da, mersi mult pentru invitație!
Eu am pregătit o prezentare ce ține de situația abordării lider în Moldova, dacă îmi permiteți să o fac, da? Vă rog, chiar vă rog. Dar înainte de asta, eu vreau să mulțumesc pe toți care de fapt au contribuit la aceste rezultate care sunt aici. Vreau să mulțumesc domnului ambasador Peter Mihalko și toate echipe de la Delegația Uniunii Europene, că sunt deschiși și receptivi. La fel vreau să vă mulțumesc echipei PNUD și doamne Dima Ale Hatip. Sper să avem o oportunitate să facem cunoștință, pentru că vreau să vă spun că noi suntem alături de aceste gavuri, pentru că asta a fost doar prima etapă de implementare a strategiilor de dezvoltare locală. După asta urmează organizarea concursului la nivel local și noi suntem gata să fim alături de aceste procese. Încă un moment foarte important, când gavurile s-au prezentat, ați vorbit despre localitățile. De fapt, localitățile sunt cu mult mai multe. De exemplu, Movila Măgura, Gal Movila Măgura cuprinde 24 de localități rurale. Sunt sate foarte mici, foarte frumoase și vorbesc nu doar despre Movila Măgura, dar și despre Valea Halmagii și Lunca Prutului de Jos și Ceșmeaua Sudului. Dacă îmi permiteți să fac, îmi permiteți, vă rog, să fac share? Da, sigur, vă rog. Uh-huh. Aha, ok, vă mulțumesc. Eu încerc să fac o prezentare foarte scurtă, înțeleg că am puțin timp la dispoziție. Vreau să menționez că în perioada 2016-2019 s-a făcut o muncă enormă. De fapt, noi astăzi suntem în situația în care 35 de teritoriu rural este acoperit de abordarea lider. Este vorba despre 32 grupuri de acțiuni locale care puteți vedeți pe hartă, dar vreau să menționez că situația s-a schimbat pentru că pe parcurs de anul 2019, anul 2020, majoritatea galurilor în teritoriu pe 30 de localități care s-au aderat la galurile care activează la moment dat. Din punct de vedere a acoperirii unităților administrativ-teritoriale, avem peste 300 de unități de administrativ-teritoriale. În afară de localități rurale, vorbim despre implicarea orașelor, inclusiv și centrelor raionale, ca de exemplu Glodeni, Râșcani, Cantimir, Ocnița și alte orașe. Cel mai important moment când în 32 de grupuri de acțiune locală sunt implicate peste 1100 de membri GAL, noi vorbim despre rezidenții GAL, noi vorbim despre reprezentanții a trei sectoare care sunt părți, componente a grupurilor de acțiune locală. Noi vorbim despre reprezentanții sectorului public, apeleuri și instituții publice, vorbim despre sectorul antreprenorial și vorbim despre sectorul civic. Ce se întâmplă în anul 2020? Cu aceste galuri despre care noi am vorbit, 32 galuri, noi avem foarte mult lucru ce ține de creșterea capacităților galurilor. Toate galuri sunt în diferite, în diferite situații de dezvoltare. Noi venim în sprijin și trebuie să înțelegeți că și rețeaua națională lider și galuri în fiecare zi noi răspundem la întrebări la care până acum n-am avut chiar și răspunsuri, pentru că ceea ce face acum Republica Moldova este ceva chiar și unical, eu consider, și este o experiență unică din mai multe puncte de vedere. Ce se întâmplă în anul 2020? În parteneriat cu Solidarity Fund, cu finanțarea din partea Uniunii Europene, noi am lansat concurs pentru crearea grupurilor de acțiune locală. De la început a fost planificat că noi vom lansa crearea a 5 grupuri de acțiune locală, dar cred că am să vorbesc despre asta un pic mai târziu. Datorită acestui concurs,
Noi am primit 38 de inițiative GAL. Dacă o să vorbim despre cifre, 277 unități administrativ-teritoriale și este vorba despre 440 localități au depus cu solicitarea să fie susținuți în procesul de creare a grupurilor de acțiune locală. Da, e o cifră extraordinar de mare, pentru că, ca să înțelegeți, la moment noi vorbim despre o treime din țară care deja are dorința de a merge pe calea aceasta. Noi am luat decizia împreună cu Delegația Uniunii Europene să susținem 7 inițiative grupuri de acțiune locală, adică cred că în luna noiembrie, nu cred, dar în luna noiembrie vom lansa procese de creare a 7 grupuri de acțiune locală. Sunt mai multe motive. În primul rând, inițiative cu care noi am vorbit sunt parteneriate adevărate care merită să fie susținute. Mai mult vreau să vă spun, din treză cu primarii, cu antreprenorii, ei vorbesc despre parteneriat. Noi nici despre bani n-am vorbit, noi am vorbit despre necesitatea parteneriatului local, pentru că ei au auzit, au aflat, au văzut rezultate concrete, anume datorită acestui parteneriat adevărat la nivel local. Planurile noastre. Nu prea place, cum, îmi place să vorbesc despre asta, noi am vorbit foarte mult în echipă cu asta, dar cred că ar fi bine de implicat mai mulți actori în această planificare. Planificăm că până la sfârșitul anului 2021, cred că abordarea lider să-și extindă va fi extinsă până la 50%, vorbesc de mediul rural, și cred că aproximativ 450 de unități administrativ-teritoriale vor fi acoperite de abordarea lider. Și până la anul 2023, cred că vom acoperi 80% din mediul rural. Vreau să menționez că iarăși mult discutăm că cum mediul rural dacă sunt implicate și orașe. Orașe până la 10.000 de locuitori sunt implicate în abordarea lider, ce înseamnă că sunt orașe destul de mici, dar care totodată au șansa, datorită localităților rurale învecinate, să aibă o șansă nouă de dezvoltare. Un fapt foarte și foarte important, care este la fel un rezultat acestui proces, aceste munci enorme care s-au făcut până acum, este că lider încet cu încet devine o politică de stat al Republicii Moldova. Ce se întâmplă la moment? Pe site-ul Cancelarii de Stat, dumneavoastră, puteți să vedeți proiect de lege cu privire la grupuri de acțiune locală, în care noi am încercat să păstrăm toate criteriile și toate principiile europene abordării lider. Deja au fost modificări, au intrat în vigoare modificări în acte legislative, care dă posibilitatea grupurilor de acțiune locală să aibă finanțare din Fondul pentru Dezvoltarea Agriculturii și Mediului Rural și încă o modificare care cumva dă posibilitate de a face parteneriat între autoritățile publice locale cu sectorul antreprenorial și civic. Vreau să menționez că lucrul acesta s-a făcut nu într-un an. Din 2018, noi împreună cu Solidarity Fund pe Lien Moldova, împreună cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, lucrăm în acest sens. Mai avem de lucru, dar cred că
în 2021 noi să avem deja rezultate concrete și sper până la sfârșitul anului să pilotăm procesul de finanțare a galurilor din resurse publice. Am făcut o analiză foarte mică ce ține de regiunea Cahul și regiunea Ungheni, pentru că astăzi suntem anume, discutăm la această tematică. Dacă vorbim despre regiunea Cahul, în general, regiunea Sud este acoperită de grupuri de acțiune locală și procesul acesta s-a început în 2017. Dar cel mai interesant că noi în cadrul acestui concurs despre care am vorbit am primit o aplicație din partea a nouă unități administrative teritoriale din raionul Cahul, care nu sunt acoperite de abordarea LIDER, care vor să inițieze un grup de acțiune locală. Eu consider că noi trebuie să discutăm cu partenerii noștri, adică cu această inițiativă, să vedem cum procedăm în acest caz, pentru că și ei au drept să fie o parte din familia grupurilor de acțiune locală din regiunea Sud în general. Cred că în acest sens o să avem discuții cu galurile Cișmeaua Sudului, Lunca Prutului de Jos, Jâmciujina Iuga, să vedem cum putem să ajutăm sau ajutăm pe dânsii să formăm un gal. Ce ține de regiunea Ungheni? Regiunea dată este mai puțin acoperită de abordarea LIDER. Totodată, în cadrul acestui concurs, noi am primit 4 inițiative de crearea grupurilor de acțiune locală și puteți să vedeți că 4 inițiative, din care 2 prezintă inițiative, parteneriat inter doar din raionul Ungheni, și 2 inițiative sunt combinate, adică au fost depuse în parteneriat cu unități administrative teritoriale din Fălești, din raionul Fălești, și o inițiativă a venit din partea unui parteneriat între unitățile administrative teritoriale raionilor Ungheni și Nistoieni. Vreau să deschid paranteze. Cel puțin o inițiativă va fi susținută din partea noastră în vederea creierii grupului de acțiune locală. Cred că rezultatele vor fi anunțate astăzi sau mâine. Nu vreau să deschid toată informația, pentru că cred că nici nu prea am drept. Da. Eu special am făcut prezentarea aceasta fără indicarea sumelor, banilor, finanțărilor, pentru că, da, este o parte foarte importantă, foarte importantă. Dar banii sunt doar instrument în mâinile grupurilor de acțiune locală. De ce este un grup de acțiune locală? Sunt persoane, sunt locuitori, sunt oameni concreți care o să facă dezvoltarea aceasta cu implicarea personală în deosebi în luarea deciziilor. Iată așa o prezentare mică. Vreau să mulțumesc grupurilor de acțiune locală, colegi, sunteți foarte bravo, aveți foarte mult de lucru, să știți că noi suntem alături. Și spor la muncă, pentru că urmează să organizați concursul la nivel local. De asta cere timp, implicarea, energie și așa mai departe. Mersi foarte mult și succes! Mulțumim și noi! Mulțumim, doamna Cerneva. Sigur, cifrele arată foarte optimist și cu perspectivă mare. Rămâne doar să credem că această evoluție pozitivă, ascendentă, în progresie aproape geometrică, veți reuși să și păstrați. Mulțumim pentru că suntem și cât mai suntem împreună. Ne-am propus să revenim la reprezentanții grupurilor de acțiune locală, să provocăm, să generăm un mic panel de discuții, amintindu-vă că avem și opțiunea chat. Dacă țineți să interveniți la un moment dat cu o părere, cu un răspuns, cu un detaliu suplimentar, apropo, puteți activa în momentul în care vreți să interveniți și microfonul ca să scurtăm eventual timpul de reacție, așa încât acest panel de discuție, în prima lui etapă și sper succintă, încercăm să revenim, să redirecționăm eventual câte o întrebare pentru fiecare reprezentant al celor 4 grupuri de acțiune locală. Doamna Galeț, nu știu dacă ați reușit să refaceți conexiunea. Dacă încercați să porniți și microfonul. Da, din păcate
realitatea a rămas aceeași. Poate versiunea și opțiunea chat vă ajută, nu știu, zic. În cazul în care e de luat în calcul, vă rog să faceți acest lucru. Revin la lunca prutului de jos, primul grup de acțiune locală care a fost și premiat, și să încercăm să adresăm această întrebare exact managerului grupului de acțiune locală lunca prutului de jos, Eugenia Negru Stoica. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Și întrebarea care ar fi un fel de care este rolul grupului de acțiune locală lunca prutului de jos în dezvoltarea economică rurală și cum veți reuși să contribuiți la implementarea acestor intenții pe care le aveți și de ce nu la creșterea nivelului de trai în zona, în regiunea respectivă. Da, mulțumesc de întrebare. Vreau să vă spun că rolul GAL-ului lunga prutului de jos în dezvoltarea economică este unul foarte mare. Și până acum putem să ne laudăm cu faptul că în proiectele anterioare am finanțat 8 antreprenori. În cadrul acestui apel de propuneri ne propunem să finanțăm încă alți 5 antreprenori, să deschidem 5 noi locuri de muncă, respectiv tindem să avem cel puțin un brand local înregistrat și cel puțin 1-2 produse locale înregistrate conform certificării ISO. Am o întrebare simplă, aproape tehnică. De ce faceți asta? Pentru că iubim lunga prutului de jos și pentru că ne sunt foarte dragi oamenii care sunt aici și pentru că observăm că din an în an capătă tot mai multă încredere față de instrumentul GAL și față de ce înseamnă abordarea lider și cum să ne susținem. Deci, acesta este și scopul nostru, să mergem înainte, să ținem oamenii aproape și să ne dezvoltăm aici acasă, la Baștina. Mulțumim că sunteți și mulțumim că vă implicați. Mult succes! Mulțumesc și eu! Revin la reprezentantul grupului de acțiune locală, Movila Măgura, în calitatea doamnei manager a grupului, Movila Măgura, Lilia Golovatic. Și întrebarea, cum vor contribui proiectele care urmează să le implementați de către grupul de acțiune locală Mobila Măgura și cum vor influența lichidarea inclusiv a consecințelor economice generate de această pandemie neașteptată, neanunțată și neavizată? Din păcate, pandemia COVID-19 a influențat negativ întreaga lume și dezvoltarea economică a regiunii noastre de asemenea a fost afectată de această pandemie, în special activitatea agenților economici. Proiectul nostru va contribui la dezvoltarea afacerilor unor agenți economici din teritoriul nostru, diminuând astfel impactul pe care îl are pandemia de COVID-19. De asemenea, va contribui la menținerea locurilor de muncă existente și crearea a minim 7 locuri de muncă în regiunea noastră. Astfel, încercând să oferim șansa locuitorilor, minim a 7 oameni, să-și găsească un loc de muncă și să-și poată asigura existența. Mulțumim! Acum, sperăm că aceste consecințe sunt doar pe termen scurt și că veți reuși să vă redresați și de ce nu să implementați într-un ritm pe care vi-l doriți de altfel ideile și în baza acestei susținere financiare de care beneficiați. Eu vă reamintesc, dacă țineți și vreți să vă implicați la un moment dat în această scurtă rundă de discuție sau acest panel, puteți pune microfonul opțional să interveniți sau puteți să ne faceți un semn cu mâna cel puțin, să înțelegem exact că sunteți pe fir cu noi. Mulțumim și încercăm să ne deplasăm ușor către următorul grup de acțiune locală, Cișmeaua Sudului. Având în calitate de manager al grupului, domnul Dimitri Ianul. Bună ziua, domnul Dimitri! Da, bună ziua! Și întrebarea, la fel de în temă ca și evenimentul în sine, ce reprezintă pentru microregiunea dumneavoastră abordarea lider și cum a influențat activitatea grupului de acțiune locală viața locuitorilor din regiune? Ce scuze, eu să vorbesc în limba rusă. E în ordine.
В общем, мы наш МИГ начал действовать с 2017 года. За этот период, как я уже обозначал выше, было реализовано несколько туров конкурса, среди которых было реализовано 24 микропроекта. И все наши бенефициары, все члены МИГа очень, после этого очень вдохновлены развиваться и действовать дальше. В принципе, нам даже не приходится уговаривать кого-то участвовать в каких-то проектах или подавать заявки. У нас всегда очень большой спрос на конкурсе. Очень много проектных заявок подаются на все конкурсы. Сейчас, после того, как наш МИГ расширился, у нас было 3 села, как обозначала уже Татьяна, сейчас уже 9 населенных пунктов и в процессе вхождения село Катихана, составная часть города Кагула. Поэтому потенциальных получателей, бенефициаров у нас будет больше. И что хотел бы отметить, не мы ходим и просим села, чтобы они включились в нас. Они сами обращаются к нам, чтобы стать основной частью Чишмяло-Судулы. Поэтому, что касается вдохновения, я думаю, что у жителей Молдовы, у самих есть вдохновение, просто их нужно правильно направить, показать те инструменты, которые есть, научить ими пользоваться. Европейский Союз здесь большая поддержка в этом деле. Mulțumim, mult succes și dumneavoastră și echipei pe care o aveți acolo aproape, pentru că lucrurile frumoase, lucrurile mari se fac în echipă. Nu este o noutate, este o reconfirmare, dacă vreți. Da, da. Și ultimul grup de acțiune locală premiat în cadrul acestui eveniment, așa cum este el într-un format mai nestandard sau ușor atipic, vrem să credem că vom reveni în condițiile opțiunii de a putea interacționa direct. Valea Halmagii, având în acest moment conexiunea sper bună și funcțională cu doamna managera grupului de acțiune locală Valea Halmagii, Elena Inache. Suntem, ne auzim, ne vedem. Care sunt principalele priorități de dezvoltare propuse spre finanțarea de către grupul de acțiune locală pe care le reprezentați și ce rezultate vă propuneți să obțineți în urma implementării acestor idei, strategii, intenții și planuri, de ce nu? O să vă rog doar să puneți microfonul. Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Cadrul acestui proiect, Valea Halmagii, ne propunem. Avem trei priorități de finanțare, și anume dezvoltarea și susținerea antreprenoriatului local, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii publice și, nu în ultimul rând, dezvoltarea și promovarea serviciilor publice și sociale de calitate. În cadrul acestui proiect ne propunem să susținem inițiativele cetățenilor din teritoriul GAL Valea Halmagii, având o experiență nu atât de mare, dar suficientă să ne dăm seama că cetățenii au idei frumoase și ele trebuie să fie materializate. Nu mai mergem pe principiu că vin proiectele de la administrația publică locală și părerile cetățenilor sunt oarecum nu atât de luate în seamă. Venim să susținem aceste inițiative printr-un concurs de mini-granturi și cetățenii așteptăm propuneri de proiecte frumoase. Vor fi implementate 12 proiecte în domeniul antreprenorial. Pot beneficia antreprenorii locali, administrația publică locală, dar și ONG-urile din teritoriul GAL Valea Halmagii. Sperăm să avem aplicații bune și sperăm să dezvoltăm comunitățile rurale și unica șansă este acest proiect frumos. Vă mulțumim. Doamna Cerneva, am avut senzația, vreți să interveniți sau percepția mea n-a fost corectă? Da. Eu am vrut să menționez un fapt foarte important, Chișmeaua Sudului.
этот миг расширился до того, как программа пришла в регион Кагул. Но так получилось, что как раз Европейский Союз объявил эту программу. Я хочу просто подтвердить те слова, которые сказал менеджер МИГа Дмитрий Янул, что действительно сейчас МИГи как такой свет, который дает надежду соседям, чтобы присоединиться. Это очень важно. Я думаю, что Дмитрий должен это отметить, что на самом деле это началось еще с 2019 года. Считаю, что Bim dispecerile la alte galuri care sunt în procesul de extindere, cumva este un proces foarte natural, care cumva este în continuu. Noi sperăm că la sfârșitul anului 2020, adică în luna decembrie, noi să avem deja un tablou mai clar ce s-a întâmplat cu galuri existente în țară, dar astăzi deja pot spune că datorită rezultatele, galuri în mod absolut natural își extind teritoriul. Da, și asta arată cumva un impact foarte bun, consider. Da, mersi foarte mult! Mulțumim! Dați-mi voie să vă pun o întrebare care sper să nu fie, să fie mai curând simplă decât simplistă. Admitem că în acest moment sunt cu ochii pe noi și unii din cei care nu neapărat au avut o tangență până acum cu un gal anume, că au făcut parte sau nu, că au avut o idee sau nu. Ce este un gal? Ce este un grup de acțiune locală? Ce își propune un grup de acțiune locală? Care este mandatul, misiunea, rostul unui grup de acțiune locală? Acum, întrebarea este deschisă, liberă pentru toată lumea. Cei care sunteți parte a acestei discuții și puteți interveni, puteți conecta microfonul. E mai curând o întrebare primară, dar cumva definitorie pentru ce înseamnă un grup de acțiune locală, pentru că avem astăzi acest program de finanțare, pentru că mâine poate beneficia de acest program de finanțare și cine nu are acum galul gata creat. Dar s-ar putea exact să fie cel mai motivat. O să vă rog să interveniți în măsura în care vreți să faceți acest lucru, fără să nominalizăm neapărat pe cineva, nu știu, doamna Cerneva, de exemplu, sau reprezentanții celor patru galuri câștigătoare astăzi. Vă rog. Eu cred că definiții sunt mai multe. De exemplu, eu propun ca fiecare gal să vină cu o definiție. Propria definiție. El. Da, de ce nu? Pentru că definiții sunt foarte multe. Da, Movila Măgura, Lunga Prutului de Jos, vă rog foarte mult. Da, putem relua dacă... același eu. Lunga Prutului de Jos fiind primul dacă menționat, nominalizat astăzi. Da. Dacă îmi permiteți? Vă rog. Deci vreau să intervin și să spun că un gal în primul rând înseamnă un parteneriat, înseamnă un parteneriat frumos creat între cele trei sectoare, sectorul public, sectorul privat și sectorul civic. Un gal înseamnă unitate, un gal înseamnă cooperare și un gal înseamnă redescoperirea oamenilor pe care îi avem aici în zonă. Pentru că eu ca manager am descoperit atâta lume frumoasă despre care știam mai puțin sau despre care nu știam deloc. Și iată, datorită proiectelor implementate, datorită vizitelor de monitorizare, de evaluare, de informare în zonă, am cunoscut atâtea oameni frumoși. Mulțumim. Păstrăm traseul. Doamna Golovatic, la Movila Măgura, care e definiția? La cele spuse de Eugenia mai sus, aș mai adăuga încă și ajutor între parteneri, susținerea pe care o avem noi din partea tuturor partenerilor, că noi e imposibil să cunoaștem totul în toate trei sectoare. Doar împreună noi putem să identificăm acele soluții și putem să vedem o altă abordare a problemelor care există în teritoriu. Și, de ce nu, este și o modalitate mai simplă de a atrage, nu de a atrage, dar mai mult de a da fonduri și susținerea aceasta financiară pentru agenții economici, pentru instituțiile publice din teritoriu, pentru a se dezvolta. Mulțumim! Mergem la Cismeaua Sudului. Da, da.
Я хотел бы отметить, что для нас, лидер, я уже не один раз это говорил, хочу еще раз повторить, мы живем в гагаузских селах, рядом с нами есть молдавские села, и по определенным политическим или барьерным причинам по языковому барьеру мы не общались, у нас не было друзей в молдавских селах. Мы, ну, если ездили туда, то, может быть, так, поездом как-то. И именно лидер, именно МИГИ позволили нам объединиться, и теперь мы имеем друзей, гагаузские села имеют друзей в молдавских селах, молдавские села имеют друзей в гагаузских селах. У нас нету теперь разделения по языковому признаку, у нас нет разделения территориальной аста регионе Кахула, саласта регионе Гагаузы. И я считаю, что это наибольшее, наилучшее достижение лидера, наилучшее достижение МИГов. И это то, что объединяет национальности, вне зависимости от этничности, и то, что дает экономическое развитие как одним, так и другим. Mulțumim! Și ca să facem parte dreaptă, mergem și la Valea Halmagei. Ultima tentativă de conexiune instant. Cunoaștem deja că gazul este un parteneriat public-privat. Dacă să dau o definiție mea personală, un grup de acțiune locală ar fi o reuniune de oameni care, având la bază o strategie de dezvoltare locală, atrag investiții, implementează proiecte pentru a susține inițiativele cetățenilor și a dezvolta comunitățile rurale. Mulțumesc! Eu m-am lămurit, eu întrebări nu mai am. Nu știu dacă vreți să vă puneți vreo întrebare reciproc, eventual, sau să interacționați. Oferta rămâne valabilă, atât pe chat, cât și direct, vocal spus. În caz contrar, n-am vrea să vă reținem foarte mult, pentru că urmează să puneți în practică ce v-ați angajat teoretic și mai ales că acum aveți confirmarea susținerei financiare și aveți și beneficiați de acest suport financiar în cadrul proiectului și programului de susținere financiară a Uniunii Europene, numărarea certificatelor de grant pentru grupurile de acțiune locală din regiunile cheie, Cahul și Ungheni. Noi vă urăm succes! Suntem convinși că programul va continua și că acest gal în proporții mai mare va deveni regal. Așa că vă urăm multă temeritate. Să aveți parte de, că ați menționat, cam toată lumea în egală măsură. Oamenii fac lucrurile frumoase și oamenii fac diferența între oameni. De asta să aveți parte de oameni bine intenționați și care să aducă plus valoare și care să vă susțină efortul comun necondiționat acolo unde sunteți. Mulțumim și să ne auzim de bine, cu gânduri bune, oricând, oriunde. Să aveți o zi frumoasă, mulțumim o dată pentru participare și în format online acest an, în cadrul acestui program EU for Moldova, regiuni cheie, finanțat de Uniunea Europeană și ghidat strategic și implementat de PNUD și UNICEF. Să aveți parte de cât se poate mai multe idei bune de susținut și de amplificat în mediul nostru al casei în care suntem. O zi frumoasă tuturor! O zi bună! La revedere! La revedere, mulțumim! Cu drag! O zi bună! La revedere! La revedere! Mulțumim! La revedere!